Sulina, singurul oraș din delta Dunării, pe vremuri unul dintre cele mai importante porturi de pe Dunăre. De departe, privită de pe apă, Sulina mai păstrează aparența unui oraș cochet, cu clădiri frumoase și o istorie ieșită din comun. Dar odată ce ai ajuns pe mal, te lovește aerul de urbe, în mare parte părăsită. Sulina de azi nu mai are nimic în comun cu statutul înfloritor de altădată, dar trăim în prezent. Ce văd și ce vizitez pe aici, o să vă arăt și vouă. Sunt în Sulina. Stau aici câteva zile, prilej bun să descoperim împreună această zonă superbă a României. V-am arătat în clipurile precedente traseul meu prin delta Dunării și cum am ajuns în acest loc. Sper că ați văzut acele clipuri. Cu alte cuvinte vă spun, salutare dragilor, să înceapă aventura! Am ajuns la Sulina, am căutat o cazare și am găsit una foarte frumoasă chiar pe malul brațului Sulina. Am parcat barca la mal și cazarea se numește Pensiunea Marina. Pentru o cameră am plătit 160 de lei și ne-a oferit un loc în port gratuit. Pentru că dacă vii cu barca, majoritatea locurilor și a pontoanelor sunt ocupate de localnici sau închiriate de către firmele ce fac plimbări cu barca prin delta Dunării. O să vă arăt la final interiorul pensiunii și cum arată camera în care ne-am cazat. Până atunci, ies la explorat Sulina și vizitez cele mai importante obiective turistice din oraș. Sulina, un cătun de pescari în urmă cu câteva sute de ani, a avut o dezvoltare accelerată începând cu anul 1856, când s-a înființat Comisiunea Europeană a Dunării, un organism internațional ce supraveghea comerțul pe Dunăre. S-au construit clădiri noi, faruri pentru navigație, case pentru locuit, devenind în scurt timp un mic oraș multicultural european. Zeci de naționalități locuiau în pace aici. De-a lungul timpului, orașul și-a pierdut din farmec pentru că navigația și comerțul pe Dunăre a decăzut. Astăzi, orașul se află într-o cădere liberă și ca populație și ca investiții. Se observă la tot pasul clădiri în paragină. Exista până acum vreo 20-30 de ani o industrie a pescuitului, fabrică de conserve, întreprinderi piscicole, dar totul a ajuns o ruină, inclusiv șantierul naval. Dar turismul, din ce văd, încă supraviețuiește și se pare că se dezvoltă. Au apărut pensiuni, hoteluri și câteva restaurante cu terasă pe faleză. Așa arată faleza și strada numărul 1. Pentru că este luni, majoritatea turiștilor au plecat. La fel și aici, ca mai în toată țara, turismul este doar de weekend. Străzile orașului sunt paralele și au nume de cifre. Strada 1, strada 2, strada 3, strada 4 și cred că 4 sunt în total. În cursul săptămânii, ziua în amiaza mare, Sulina pare un oraș părăsit. 2-3 localnici ce mai ies la plimbare. Dacă vreți să veniți la Sulina, cea mai simplă modalitate este nava pasager. Aceasta pleacă din Tulcea în fiecare zi și ajunge fix aici, în spatele meu. Această navă este destul de mare și este lentă și este denumită generic pasagerul. Dacă vreți totuși să veniți mult mai repede aici la Sulina, sunt o grămadă de firme particulare care vă pot aduce cu șalupe rapide, însă prețul este pe măsură. Catedrala Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae din Sulina este un monument istoric și de arhitectură situat pe strada 1, pe faleză. Edificiul este ctitorie a regelui Carol I și a fost ridicat în cinstea eliberării Dobrogei de sub stăpânirea turcilor după războiul de independență. Această catedrală este închinată Sfântul Alexandru pentru că în ziua lui de prăznuire, armata română a ocupat reduta Grivița 1. De asemenea, catedrala este închinată și Sfântului Nicolae, protectorul marinarilor de pretutindeni.
De la catedrală, mergând mai departe pe faleză, ajungem la Palatul Comisiunii. Construcția acestui palat s-a realizat în anul 1866 și rămâne până în zilele noastre cea mai impunătoare clădire a Sulinei. Încă de pe atunci, Palatul Comisiunii Europene a Dunării domină faleza și se remarcă prin arhitectura sa în stil neoclasic. Această comisie a luat ființă în anul 1856 prin semnarea tratatului de la Paris, scopul său fiind de a asigura o navigație liberă și sigură pe fluviul Dunărea. Prezența comisiei la Sulina a determinat transformarea localității în unul din cele mai prospere orașe din România și cel mai important port de pe coasta occidentală a Mării Negre. Sulina a avut mai multe faruri, unele sunt distruse, altele sunt muzeu, altele sunt abandonate. Însă cel din oraș se poate vizita, fiind amenajat pentru turiști. De curând a intrat într-un amplu proces de restaurare, iar momentan nu se poate vizita. Pentru prima dată, de când am început să fac clipuri de travel, vă prezint un cimitir. De data asta, un cimitir cu totul și cu totul special, obiectiv turistic. Cimitirul multietnic din Sulina este o atracție turistică puțin bizară, în care vizitatorii pot afla povești despre pirați, prințese și tineri îndrăgostiți. Aici istoria este sub lespez și există multe legende și morminte spectaculoase. Chiar dacă pare macabru, cimitirul din Sulina a devenit o atracție turistică în ultimii ani. Acest cimitir este împărțit în 6 parcele în care sunt îngropați oamenii în funcție de confesiunea lor religioasă. Aici odihnesc la oaltă musulmani, evrei, catolici, ortodoxi de rit vechi, dar și cel ce este considerat singurul pirat din Europa, grecul Contoguris. Însă era un pirat ce ajuta sărmanii și a fost un personaj iubit de localnici, de aceea s-a permis să fie înmormântat aici, lângă nume celebre ale acelei epoci din alte state. Marinari, ingineri, nobili, chiar și o prințesă. Cimitirul era în acea vreme lângă Marea Neagră, însă de-a lungul timpului plaja s-a tot distanțat din cauza aluvionilor, în ziua de azi fiind la 2 km de locul inițial. Și așa arată mormântul unui musulman, turc sau tatar. Plaja nu se află în oraș, ci la o distanță de 3 km de el. Pentru a veni aici, aveți ceva de mers pe jos sau puteți alege un mijloc alternativ, sunt microbuze sau cu taxiul. Plaja este în continuă dezvoltare, Dunărea aduce aluviuni și cu ajutorul curenților marini se depune nisip în continuu. Nisipul aici, la Sulina, este foarte fin, nu sunt scoici sau pietre, iar apa are o adâncime mică, zeci de metri în larg. S-au amenajat câteva terase unde turiștii pot servi diverse preparate și băuturi. O plajă destul de mare și parțial sălbatică pentru că s-au amenajat și aici umbreluțe și șezlonguri. Dacă vreți să aveți parte de sălbăticie, va trebui să vă duceți în lateral câteva sute de metri. Iar acolo veți fi doar voi și marea. Cei care vin cu barca mai au o posibilitate de a ajunge aici pe acest canal secundar din brațul Sulina până la acest ponton, iar de aici până la plajă mai sunt vreo 150 de metri. Cristian a venit aici cu barca, a tras-o la ponton, iar de aici vom merge către golful Musura. Cam bate vântul, sper să nu avem valuri mari pe drum. Golful Musura este o zonă lagunară cu apă de mică adâncime. Este o zonă în continuă schimbare pentru că se tot depun aluviuni, transformându-se treptat în zonă mlăștinoasă. Puțin mai în larg este insula K sau insula păsărilor, după cum mai este denumită această insulă virgină, plină de pelicani și egrete. Dar este interzis accesul oamenilor în această zonă.
De aici ne întoarcem pe brațul Sulina, apoi o să vizităm zona de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Pe stânga brațului, aproape de gura de vărsare a Dunării, se află un alt far vechi, ce nu mai este folosit în zilele noastre pentru că s-a prelungit în larg gura de vărsare a brațului prin crearea unor diguri. Din păcate, acest far se află într-o stare precară, nu există niciun interes în salvarea lui. Am ajuns în punctul de vărsare a Dunării de pe brațul Sulina în Marea Neagră. Un loc interesant. Iar undeva în stânga este o epavă. Oficial suntem în Marea Neagră. Uitați în depărtare epava. Și tot acolo este și golful Musura. Sulina este de vizitat, aveți ce vedea aici. Recomand să vă alocați minim 3 zile. Asta ca să vă puteți bucura de toate obiectivele turistice din zonă. Ne îndreptăm acum spre oraș, vizita noastră în Sulina e pe terminate. Așa arată camera în care am stat, o cameră mare, sunt 3 paturi pentru că era singura disponibilă, dar am plătit ca pentru o cameră dublă. Televizor, frigider, baie curată și 3 paturi confortabile. Iar jos la parter, un mare spațiu pe post de living. Cum eu consider că am cei mai inteligenți abonați, vă testez din nou atenția și vă întreb. În ce an s-a înființat Comisiunea Europeană a Dunării? Aștept răspunsul vostru mai jos în secțiunea de comentarii. Asta a fost vizita mea în Sulina, sper că v-a plăcut și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest video ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta vă mulțumesc. De aici din Sulina, până data viitoare când vă arăt următoarea parte a acestui traseu, vă spun la revedere. Sulina, ca mai toate zonele prospere odinioară, treptat decade. Lipsa unei implicări active a localnicilor, a politicienilor, dar și a devalizărilor unor surse de venit locale, a braconajului și a pescuitului comercial, toate acestea au contribuit la ce este Sulina astăzi.